Bine v-am găsit! Astăzi, la ora de consiliere și dezvoltare personală, ne propunem să identificăm cele mai întâlnite răspunsuri la întrebarea Cum te simți? Astfel vom descoperi împreună emoțiile de bază. Cum te simți? Probabil că primul răspuns care îți vine în minte este bine sau rău, însă la această întrebare, de regulă, se așteaptă un răspuns care descrie emoțiile pe care le trăiești. Și care te determină să răspunzi astfel. Emoțiile sunt reacții, trăiri, stări afective pe care le simțim în anumite situații. Care este rolul emoțiilor în viața noastră? Ele ne ajută să ne mobilizăm și să acționăm, să luăm decizii, să evităm pericolele, să construim relații cu ceilalți. Emoțiile ne comunică dacă starea noastră interioară este una plăcută, confortabilă sau neplăcută și pot influența modul în care reacționăm în anumite situații. Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă emoția, îți voi da următorul exemplu. Cum te simți când afli că astăzi ai test la geografie? Poate te simți fericit pentru că ți-ai învățat lecția. Sau poate te simți furios pentru că profesorul nu te-a anunțat din timp. Poate ți-e frică, deoarece nu te-ai pregătit suficient și crezi că vei lua o notă mică. Gândește-te acum că ai mușcat cu poftă dintr-un măr și observi că interiorul lui este putred și cu viermi. Ce emoție simți gândindu-te la acest exemplu? Uee! dezgust pentru că ai mușcat cu poftă fără să știi că mărul e stricat? Hmm, surpriză? Pentru că în ciuda faptului că mărul arăta bine, nu te așteptai să fie stricat înăuntru? Sau tristețe? Pentru că ți era foarte poftă și nu mai ai altul la tine. Emoțiile denumite în exemplele anterioare sunt de fapt cele șase emoții de bază, cele mai cunoscute ca denumire și cele mai frecvent trăite. Fericirea, tristeția, furia, frica, surpriza și dezgustul. Trăirile și modul în care reacționăm atunci când simțim o emoție sunt învățate din experiențele plăcute sau neplăcute pe care le acumulăm de-a lungul vieții. Astfel, așa cum ai putut observa din exemplele de mai devreme, în fața aceluiași eveniment oamenii pot avea emoții și reacții diferite. Pe de altă parte, oamenii se pot manifesta diferit chiar și atunci când trăiesc aceeași emoție. Desigur, aceste trăiri se manifestă și în funcție de situație. De exemplu, atunci când sunt fericiți, unii zâmbesc, râd, alții sar, se îmbrățișează, strigă sau chiar plâng. Când sunt furioși, unii zbiară, lovesc, se încruntă. Care crezi că sunt trăirile pe care le putem avea în cazul fricii, tristeții, a dezgustului și a surprizei? Împărtășește cu colegii de clasă răspunsurile tale. Tu când ai trăit ultima dată aceste emoții? Prezintă pe scurt colegilor câte o situație în care ai simțit aceste emoții și modul în care ai reacționat în fața acelei situații. Gândindu-te la emoțiile pe care le-ai trăit în ultima săptămână, realizează un inventar al emoțiilor în care să enumeri câte o situație care te-a determinat să trăiești cele șase emoții de bază despre care am discutat astăzi și reacțiile pe care le-ai avut în acele situații. Cum te simți acum? Numește emoția pe care o simți în acest moment. Toate emoțiile au un rol important în viața noastră. Fără ele, viața ar fi monotonă și neinteresantă, precum o pădure fără viețuitoare. Modul în care trăim emoțiile pe care le simțim ne diferențiază unii de alții.